din nou acasă după mai bine de 8 ani de zile. FCSB se întoarce în Ghencea și ce meci, FCSB versus Șefe de Cluj. Dar avem și eșarfe personalizate împreună cu cei de la Superliga. Astăzi vom da numai puțin de 50 de eșarfe celor care au fanul, desigur, la Superliga sau la tine. Și eu o să mai pune și diverse întrebări. Aceasta este eșarfa. Haide să mergem să punem câteva întrebări, să vedem dacă reușim să dăm toate eșarfele. Voi, dacă vreți astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Haide să strângem peste 2000 de like-uri la acest derby de România. Din nou acasă pe Ghencea, Dumnezeule! Securitate, desigur, la nivel înalt, un elicopter survolează pe aici continuu. Și haide să întrebăm lumea. O singură întrebare am pentru tine. Care a fost golgheterul FCSB-ului din sezonul trecut? Dacă aveți follow la Superliga pe Instagram sau puteți să dați noi o problemă, aveți câte o eșarfă de fiecare. Urmărește! Bine, tu și acasă sau cu plasare. Nu are follow, a dat acum. Are! Avem falul și aici. Întrebarea e cu cine joacă FCSB în următorul tur de conferență. Danezi, în Norcian. Da. A răspuns și domnul. Aveți. Pe ce loc este FCSB? Primul. Cine este golgheterul actual al FCSB-ului? Urmărește, este... Mersi. Cu plăcere. În ce an a câștigat FCSB în ultima oară? Care a fost golgheterul FCSB-ului din sezonul trecut? Domnul ăsta, companie. Companie. Urmărește, mă urmărește pe Instagram. Și l-am dat acum, de cum. Merge pe încredere. Am scăpat și de eșarfă, le-am dat pe toate. O aglomerație de nedescris, probabil vom sta undeva la 20 de minute să intrăm în stadion. Câtă lume este în spatele nostru și la fel și în față. Am reușit într-un final să intru și pe stadion, destul de greu. Prietenii mei încă așteaptă, dar cât de greu se mișcă coada, eu nu pot să dau seama. Se stai aici de vreo 2 minute, n-a intrat nimeni. Priviți, greu rău de tot. Lumea din spatele meu e nervoasă și are toate motivele pentru că se stă de 40 de minute. A dat asta și eu la coadă, are și puțin să intru, dar aici nu se merge absolut deloc. Probleme mari pe partea asta de organizare. Eluza e plină, primiți cât de greu să intră. Deci... e execrabil ceea ce se întâmplă aici pe stadionul Ghencea. Și lumea a început să fie nervoasă. Tot aici sunt, mai sunt 10 minute și mare parte lumea e afară. În afara stadionului, cel puțin aici la tribuna a doua, au început să se certe cu jandarmii. Nu se găsește o soluție să intre mai repede. Lumea se ceartă cu jandarmii. Asta s-a vrut. Deci de 30 de minute stăm cu ei să vină. Nu vine nimeni de la ei. Asta s-a vrut. Da, nu intră nimeni în continuare. Mai sunt 5 minute. Intră echipele pe teren în continuare. Cum spuneam, în spatele meu, mii de oameni așteaptă să intre. Apare rău de cei care nu pot asista la începutul ăsta de meci. 8 ani de zile se intră cu probleme aici în Ghencea. Partidei, cu siguranță urmează o coreografie, văd acolo niște ațe. Păcat de cei care sunt în continuare și așteaptă să intre pe teren. A început și meciul și s-a dat drumul și la coreografie.
Thank you.
Respect toate cele bune și să ne vedem cu bine. Curați-vă de fotbal!